Salutare la toți, cu voi Dimas Show și astăzi facem un nou episod. Întrebarea de astăzi este: ce rol are creierul și unde el se află? Ce rol are creierul? Nu știu. Începutul interesant, văd. Creierul nostru, ce rol are? Păi, de gândire. De gândire, adică, mai exact, cu ce se ocupă? Păi, în primul rând gândește, creierul face parte și din reproducere. Și? Creierul face parte și din reproducere. Creierul face parte din reproducere, asta cum? Cum noi ne putem reproducere cu creierul? Cred că asta ar însemna când prietena îți freacă creierul în dodea, că asta înseamnă reproducere la creier. Unde este acest creier, aveți idee? N-am. Nu se poate. Nu știți unde este? Nu. Puneți așa o zonă, poate nimerim zona unde se află creierul. Voi nu uitați-vă la Iob la asta, cum omul ăsta poate să știe unde se află creierul? El nu știe el unde se află, dar nu când creierul lui. Creierul se află... În p***o, dacă noi cu dânsul ne reproducem. Cum să vă... nu știu cum să mă exprim. Creierul face parte și din reproducere. În ce fel face parte din reproducere? Știți mai bine, mai în special la bărbați. Adică creierul, mai special la bărbați, face parte din reproducere. Ha. Nini, pare că tu ai avut notă rău la biologie, femeie dragă. Am înțeles. Așa, produce diferiți, cum să zic, hormoni. Deci, are mai multe roluri. La ce spuneți că ne ajută creierul? Păi creierul... ăla-i tot organismul la corp. Numai eu nu înțeleg ce zice el în momentul ăsta, sau și voi nu înțelegeți. Ăla-i tot organismul la corp, adică la mentalitate, cum s-a... Știți ceva de acest creier? Nu știți. Știți cam pe unde se află? Nu știu. Cu ce se ocupă el mai exact? Asta nu prea. Nu se poate să nu știți. Cu ce se ocupă? Cu fașcala, cu... Păi, dacă creierul ne reproduce, înseamnă cu ce se ocupă? Cu sexul se ocupă, cred. Nu știu, crede-mă, îmi pune niște întrebări care nu-mi dau seama la... Da, într-adevăr, chiar a pus niște întrebări foarte grele. Da, e greu de știut unde se află creierul. E două fel de creier. Blea, nu știu cum l-a văd de la mine, cel mai iubit personaj e ca omul ăsta. Creierul mic și creierul mare, cum s-ar spune. Așa. Pe unde credeți că e așezat? Puneți așa mâna pe el. Undeva pe în burtă, pe aici. Aolo. Blea, și? Și, băi? Undeva pe în burtă, pe aici. Aolo. Ce iurește și cu tine? Creierul, stomac! Acolo e așezat? Da. Băi, nu, serios, poți să te treci la cap cu dânși. Cum creierul poți să afle în stomac? Nu cum, de unii voi vă obșeați luat asta? Și spuneți că ne ajută foarte mult să luăm decizii, nu? Da, să gândim, da, să facem, da, tot, da, felul de lucruri bune. De lucruri bune. Da. Dacă creierul se află în stomac, înseamnă că da, ne ducem la viceu și facem lucruri bune, eu sunt de acord. E deficitul ăla de pastile, să nu iei foarte multe pastile după ureche. Să nu iei prea multe pastile după ureche? Poate asta a fost tot organizat. Creierul mare ca să dirigeze, nu. Deci inima e mai puțin spusă că dacă... Și creierul mic unde este? Creierul mic e aparte de la... Asta zic, unde? Acolo e creierul mic? Da. Am înțeles. Unul zici că se află creierul în stomac, altul zici că ești, dar nu nafic. Cred că video de astăzi a luat sfârșit, cu voi a fost Dimas Show, ne revedem în continuare, pa, pa! Și da, ca la urmă să vă spun unde se află creierul, ca să știți tot, creierul se află aici.